Bine v-am regăsit la o nouă reacție la rece. Etapa 10 în Superliga, FCU Craiova a rapid 1-0. Se repetă istoria, pierdem din păcate din nou la Craiova și de acum încolo vor începe problemele adevărate pentru Adi Mutu. Și mă refer aici în primul rând la ceea ce s-a întâmplat la finalul partidei. Din păcate mă aștept ca săpunarul să fie dat din nou ca exemplu negativ, să fie pedepsit aspru și capitanul nostru să plătească foarte, foarte scump. Și de acum încolo, fără el în defensivă, vor fi probleme foarte, foarte mari. Azi începem cu începutul, să facem un scurt rezumat și să vedem ce s-a întâmplat mai exact la meci. Începe Craiova bine, iar noi suntem un pic speriați, reușim să reglăm însă din mers, iar când părea că am pus stăpânire pe joc, vine intrarea lui Ioniță, care rupe jocul și gândul că putem scoate măcar un punct de la acest meci. Intrare fără cap al lui Ioniță, de neînțeles în condițiile în care adversarul era în preajma propriei porți, neprezentând un real pericol pentru poarta noastră. Într-adevăr, e bine să rupi jocul și să nu dai șansa adversarului să plece pe contraatac, să nu așa. Putea simplu să se ducă cu alunecare din lateral și să încerce să evite cramponele pe piciorul adversarului. În fine, greșeală mare a lui Ioniță, care a spulberat până la urmă șansele să obținem măcar un punct de la acest meci. Cu Chiucuvai intrăm la cabine cu 0-0 după două ori ale Craiovei și sincer eram convins că vom face un meci mare, vom face o a doua repriză foarte importantă și credeam că vom scoate egalul și ne vom bucura de un punct la final. Însă începem repriza a doua foarte prost, ne retragem foarte jos, așteptăm adversarul să ne atace, practic ne predăm camielul la tăiere. La numai 10 minute de la ieșire, de la cabine, Iancu este lăsat să facă ce vrea acolo pe 16 metri, găsește o pasă genială, trebuie să recunoaștem, la Sidibe, pierdut de Moraes, care nu se uită deloc la linia fundașilor noștri, greșeală de începător, crede că dacă adversarul este în spatele lui, automat este și în poziție de offside. Din păcate, săpunarul este și el surprins de acea pasă și reușește să îl țină în joc pe jucătorul Craiovei și se face 1-0. Cu toții știm, cele mai importante minute după ieșirea de la cabine sunt clar primele 15. Trebuie evitat în aceste 15 minute să primești gol dacă vrei să scoți ceva de la meciul respectiv. Noi nu reușim și vedem și rezultatul. Primim gol, după se joacă doar la poarta noastră, are Horațiu intervenție după intervenție și ne ține în meci. Iar în minutul 89 am avut un contraatac, o situație rarisimă, un 3 vs 2 pe zonă centrală, Papo singur cu portarul, în loc să dea la poartă, dă în fața porții și dăm cu piciorul șansei de a da lovitura pe final. Pierde din păcate și nu trebuie făcută tragedie după acest meci, zic eu. E a treia deplasare pierdută din acest sezon, trebuie să strângem rândurile și să câștigăm cu miovenii, nu avem altă variantă. Azi vedem cum ne-am descurcat individual. Începem cu Horațiu și eu cred că a fost incredibil de bun și la acest meci. Fără el în poartă, luam 4-5 clar. Din păcate a primit golul ăla la care nu a avut ce face, situație de 1-1, atacantul are toată poarta în față, e greu să intervii. Per total, zic eu că este omul cel mai bun al nostru în această deplasare. Onea, e clar faptul că am jucat o oră cu om în minus, l-a dezavantajat și nu l-am mai văzut în ofensivă la acest meci, destul de tăcut, însă și-a deplinit bine sarcinile defensive. Săpunaru, câteva intervenții bune, din băgat este surprins și el de acea pasă lui Iancu și îl ține în joc pe CDB, așadar are și el partea lui de vină la golul primit, însă clar vina principală, părerea mea, este a lui Junior Moraes. Grigore, destul de constant la acest meci, la gol și el iese foarte lent în adversar, nu iese hotărât să blocheze și este surprins total de acea pasă, însă per total a fost destul de bun la acest meci. Moraes, din păcate, adversarul lui face diferența. Deci clar este vina lui la această fază, prea ușor păcălit, nu se informează, adversarul se furișează în spatele lui și rămâne în poziția regulamentară. Din păcate, am avut dreptate la începutul meciului, acolo vor fi probleme în defensiva noastră și mi-era teamă că din acea poziție se va decide meciul și până la urmă am avut dreptate. Albu, invizibil, nu a reușit să acopere pe faza defensivă, nu a reușit să recupereze suficientele baloane, depășit de nivelul jocului.
Kite, același lucru ca și Albu, invizibil, mijloc dominat de jucătorii Craiovei. Aici a fost problema noastră cea mai mare, în special repriza a doua. Am pierdut duelul la mijlocul terenului și de aici ocaziile foarte ușor create de adversari. Părerea mea că cei doi mijlocași centrali trebuia să fie pionii principali la acest meci, mai ales că jucam cu omul minus, cei doi trebuiau să facă diferența. Din păcate, nu o fac și pierdem foarte, foarte simplu acest meci. Sefer inexistent, 3 lovituri libere executate în prima repriză, penibil, un meci foarte slab pentru Antonio, din păcate. Ioniță, principalul vinovat de înfrângere, dacă ar trebui să căutăm un vinovat, însă se întâmplă și la case mai mari, a făcut diferența la Craiova cu CSU, dar și cu Sepsi în deplasare, a adus 6 puncte în acest sezon foarte importante. Sper să învețe Ionuț în această greșeală și să nu se mai repete. Dacă se mai repetă, atunci vor fi probleme. Sper să treacă cu bine peste această gafă și la primul meci când va reveni să facă din nou diferența pe tabelă și vom șterge cu buretele acest meci. Pățan, al doilea meci ca titular acolo în partea stângă și se pare că decizia este cam luată, nu arată deloc bine. Nu cred că va mai continua la noi. Nu știu ce a făcut la antrenamente, nu știm cum s-a descurcat, însă titularizarea de la meciul cu Cluj, dar și la acest meci, arată că este mult, mult sub costache. Poate își va reveni până la urmă și va redeveni jucătorul care era titular la Under-21, însă timpul este dușmanul lui, nu cred că va mai preie curând postul de titular. Acum depinde de el când intră 15-20 de minute ca să facă diferența. Dugancic, e greu să judeci un atacant atunci când joci o oră cu omul minus și te aperi 3 sferturi din meci. Dar nu prea avem ce să analizăm la acest meci la Dugancic pentru că noi ne-am apărat în marea majoritate a timpului. Papo din nou intră și putea face diferența. Din nou tratează superficial o fază în care am fost 3 versus 2 acolo în suprafața de pedeapsă adversă. Avea două variante, fie dai la poartă la colțul lung din prima, fie încerci 1 la 1 scurți adversarul de joc chiar după dai în fața porții, însă el alege a treia variantă, aceea de a pasa din prima acolo în fața porții pentru Dugancic, pradă ușoară pentru fundașul advers care se aruncă în fața lui Dugancic și blochează acea minge. Cam atât individual, hai să analizăm și cele mai importante faze ale meciului, să vedem concret ce s-a întâmplat pe gazon. E bine, începem cu același sistem, intrăm cu Horatiu în poartă, Onea Grig să pună urmura și în defensivă, Kite cu Albul la mijloc, Sefer Ioniță, Mățan și Dugancic în atac. Prima ocazie aparține Craiovei în minutul 2. Începem destul de slab, așadar intrăm prost în meci și deși ne apărăm aici cu toți jucătorii, reușesc cei de la Craiova să finalizeze, adugând doar 4, 5, 6 jucători în suprafața noastră de pedeapsă, noi ne apărăm cu toți jucătorii acolo. Vedem, Mățan se află acolo pe 16 metri, nu este atent, pleacă un jucător din spatele lui, se centrează pe 6 metri, mingea este deviată pe bara a doua, iar de acolo CDB caută poarta, caută colțul lung, avem noroc că el este stângaci, lovește cu dreptul spre colțul lung și se duce mingea pe lângă. Prima ocazie pentru noi apare în minutul 16, atunci când pe un contraatac puteam să creăm pericol mult mai mare. Sefer este 1 la 1 aici cu adversarul și același lucru pe care tot le repet de la începutul campionatului. Nu înțeleg cum Sefer nu încerce să profite de astfel de situații. Ești 1 la 1 cu adversarul, ai spațiu imens în spatele fundașului, iar tu nu încerci pătruderea. Ce-i bine, își face mingea foarte, foarte bine pe zona centrală, însă aici, în loc să cauți poarta sefertată, dacă deschizi ochii și încerci o pasă pentru Dugancic, suntem 3 versus 1 pe 16 metri. Așadar, o decizie foarte greșită a lui Sefer aici, pentru că o pasă putea să aducă pericol imens la poarta Craiovei. Șutează Sefer, șutează pe lângă și ratăm o situație bună. Minutul 24, o nouă situație pentru FCU Craiova, o nouă situație de colț, o nouă fază fisă. Se centrează din nou acolo pe 6-11 metri, reia jucătorul cel de la
Craiova, însă slăbuț, prinde Horatiu. Minutul 28 e faza la care Ioniță primește cartonaș roșu. Încearcă 1-2 cu Alex Mățan aici. Mățan este blocat în ultima secundă, iar după reacția lui Ioniță, așa cum spuneam, este de neînțeles. Vedem cei doi mijlocași centrali se aflau acolo în fața adversarului, puteau să intervină, puteau să blocheze un anumit contraatac. Însă cred eu că nu trebuie Ioniță să facă prostia pe care a făcut-o. Se duce clar cu talpa pe gamba adversarului și din păcate n-avea cum să fie iertat de această intrare. A fost clar roșu și, așa cum spuneam, pleacă la cabine destul de ușor. Minutul 37 începe CDB să-și facă treaba acolo în partea dreaptă și creează deja prima situație periculoasă la poarta noastră. În prima fază ne poziționăm foarte bine și suntem 4 versus 3 aici în partea dreaptă, însă un 2 foarte, foarte bun al celor de la Craiova care ne scoarte destul de ușor din acea poziție. Urmează o centrare pe bara a doua, e o centrare foarte slabă, însă din păcate Onea alunecă aici. Alunecă Săpunaru în loc să strângă acolo la Iancu. Nu citește ceea ce urmează, nu vede acea pasă înapoi a adversarului, se întoarce acea minge la Iancu. Iancu încearcă un voleu din prima și avem bulan mare aici, pentru că dacă era un pic mai în dreapta, 2 cm mai în dreapta, era gol. Horatiu era bătut la această fază, însă are noroc, se lovește bara și scapă de această situație. Minutul 41, o nouă situație în care Sidibe face diferența. Din păcate, nu înțeleg aici, Junior Moraes nu a fost absolut deloc informat de ceea ce poate să facă adversarul lui. Nu știe că adversarul lui este stângaci, el îi oferă zona centrală. În loc să te poziționezi cu fața înspre exterior, mai bine ai căuta să blochezi interiorul, pentru că e clar, adversarul fiind stângaci, el va căuta să intre zona centrală și va căuta poarta. Mățan nu vine nici el acolo aproape să blocheze și CDB se desprinde foarte ușor de Junior Moraes, încearcă un șut, Mățan reușește să blocheze până la urmă acel șut cu călcâiul și scăpăm să ducem mingea pe lângă poartă. Minutul 44 ne apărăm foarte, foarte slab. Vedem, deja retrăsesem liniile foarte, foarte jos. Deși ca așezare nu este rău, se văd două linii de patru acolo în fața apărării, în fața lui Horatiu, însă cred eu că liniile sunt foarte, foarte joase. Cred eu că ar fi trebuit prima linie să fie undeva pe 16 metri și Craiova nu mai putea surprinde atât de ușor dacă noi ne apăram un pic mai sus. Din păcate, mijlocașii noștri centrali nu au reacție aici. Albu are o reacție foarte, foarte slabă, pentru că alunecă, e păcălit foarte ușor acolo de adversar. Noi ieșim în întâmpinare, Kite nu vine să dubleze acolo, Mățan iese foarte târziu în întâmpinare. Adversarul se lasă cu șut și avem noroc că Horatiu scoate incredibil acea minge, respinge în bară și era deja a doua vara Craiovei. Ne apropiem de finalul reprizei și din nou la o fază fixă, la o fază de colț, la un corner, avem probleme în defensivă. O nouă centrare a lui Iancu acolo pe 6 metri, nu reușim să respingem. Ajunge mingea pe vara a doua la Chemo și aici cred eu că putea fi 1-0. Avem mare noroc însă cu intervenția lui Junior Moraes, care se aruncă în fața mingei și reușește să devieze cu șoldul la acea minge în afara suprafeței porții. Dar pe aici Horatiu cred eu că era învins, nu cred eu că avea șanse foarte, foarte mari să scoată acea minge venită din 5 metri, era aproape imposibil. Scăpăm însă și intrăm la cabine cu 0-0. Însă minutul 10 al celei de-a doua repriză este golul pe care îl primim. Foarte, foarte ciudată această linie defensivă a noastră. Vedem Săpunaru și Onea sunt foarte, foarte jos la această fază. Grigore și cu
Junior Moraes sunt 2 metri în fața lor. Așadar, linia nu există la această fază pentru noi. Suntem surprinși foarte, foarte ușor de acea pasă a lui Gabi Iancu. Junior Moraes nu se uită absolut deloc unde se află săpunarul, unde se află linia noastră. Crede că adversarul, dacă este spatele lui, este în poziție de offside. E bine, ce crezi, nu este. Rămâne CDB 1-1 cu Horatiu și îl învinge pentru 1-0. Da, situație de greu de explicat. Ce s-a întâmplat acolo în defensiva noastră este clar o greșeală în lanț a întregii apărări. În primul rând, nu reușim să ținem linia. În al doilea rând, Moraes n-avea voie să scape adversarul și cred eu că e un gol care putea fi evitat. Minutul 74, de neînțeles această situație. Vedem în prima parte a ecranului, avem 6 jucători ai noștri care pur și simplu nu fac nimic. Adversarul aruncă o minge în suprafața de pedeapsă, Onea este surprins, 3 versus 1 acolo, suprafața de pedeapsă, absolut incredibil. Vedem săpunarul are o pe piept, Grigore este surprins și el între doi adversari. De neînțeles cum am putut să ne apărăm la această fază. E o fază la care Bauza are o reluare spectaculoasă, însă Horatiu, deși ieșit greșit, reușește să intervine și să scoată acea minge pe care scria gol. Minutul 81 este faza la care puteam să scoatem ceva de la acest meci. Rămâșel la începutul videoului, am spus minutul 89, ei bine, n-a fost minutul 89, a fost minutul 81. Dar un contraatac foarte bine dus, un contraatac de la care trebuia să scoatem mai mult. Aici e Dugațic, așează această minge pentru Pănoiu și Pănoiu are spațiu foarte, foarte mare acolo în zona centrală. Găsește pasă foarte, foarte bine la Papo, Papo este în poziție regulamentară, iar aici ceea ce face Papo mi se pare absolut incredibil. De ce să nu încerci poarta din această poziție? De ce să nu încerci să driblezi? De ce să nu încerci, nu știu, aveai șase mult mai mari dacă încercai aceste două lucruri. E bine, el pasează acolo din prima pentru Dugancic, iar după adversarul se aruncă în fața acelei mingi. Dugancic, el un pic cam moale aici, cred eu că ar fi trebuit să încerce să joace acea minge. Nu a vrut să joace acea minge și este foarte, foarte ușor blocat. Adăm cu piciorul acestei faze, rămâne mingea la Papo, încearcă o finalizare, însă de data asta E un pic cam târziu, unghiul era un pic mai dificil și se duce peste poartă acest șut. Se termină 1-0, din păcate pierdem din nou la Craiova și această Craiova pare că este un coșmar pentru noi. Din păcate greșeală mare a lui Ioniță, din păcate greșeală mare în defensivă la golul primit și Craiova până la urmă, ținând cont de ceea ce s-a jucat, a meritat să câștige acest meci. Ne uităm și la cifre, ne uităm la statistică și e mult peste ceea ce am prezentat noi la acest meci. Ce-i drept, cu un om în minus nu prea poți să speri la foarte, foarte multe, însă, așa cum spuneam, cred eu că ne-am retras foarte, foarte jos. Am lăsat adversarul să joace, am lăsat adversarul să atace și de aici vine și rezultatul negativ. Din păcate, nu reușim să ne menținem pe acea poziție, Farul profită și în acest moment suntem pe locul 2. E un început bun de sezon, sunt 10 etape scurse până în acest moment, 7 victorii, 3 înfrângeri, gol averaj 10-5. E clar, defensiva a funcționat perfect, în continuare avem cea mai bună defensivă în Liga 1, însă atacul suferă și se vede acest lucru, doar 10 goluri marcate. Ca echipă care vrei să te bați la play-off, mi se pare foarte, foarte puțin. Uitându-mă la Farul Constanța, echipa care se află pe prima poziție în acest moment, 19 goluri, aproape dublu goluri marcate față de noi până în acest moment. Vedem cam pe unde ne aflăm. E un început bun, însă trebuie să ne revenim, trebuie să câștigăm meciul cu Mioveni și după să intrăm în pauza competițională oferită naționalei, să intrăm cu un moral bun, să avem timp să ne pregătim pentru
meciurile care vor urma după acea pauză și să atacăm până la urmă în continuare locurile de play-off. Cred eu că acesta va trebui să fie obiectivul nostru pentru acest sezon și să rămână în continuare, pentru că vedem. Nu cred eu că avem calitatea necesară pentru a ne bate la campionat în acest sezon, însă cred eu că play-off-ul poate fi accesibil pentru noi și de ce nu, poate ne putem zbate acolo chiar pentru o poziție europeană pentru sezonul viitor. Cred eu că ar fi un sezon foarte, foarte bun să prinzi primele trei locuri. Da, cam atât pentru astăzi. Încheiem aici acest video. Mulțumesc pentru atenție, prieteni. Până data viitoare. V-am pupat!